Bună seara, stimați telespectatori! O imagine mai puțin obișnuită. E bine, prin aceasta vreau să vă spun că vom începe în curând, probabil de săptămâna viitoare, o rubrică în cadrul Cronicii Supranaturalului legată de această extraordinară tradiție care este ceaiul. Însă nu e vorba de tradiția asiatică, așa cum v-ați fi așteptat, ci de zona Europei. Zona Europei caracterizată printr-o intervenție mai mare a omului, mai bine zis, a creației umane. Aceste obiecte, cum sunt cele de pe masă din modesta mea colecție personală, create pentru capete încoronate sau pentru oameni simpli, au reprezentat practic un cumul de cunoștințe, gravură, dar și zona ezoterică, pentru că fiecare din acest obiect poartă semnificații foarte, foarte interesante. După cum vedeți, titlul emisiunii de astăzi este Ezoterismul și inițiații Europei moderne. Un subiect foarte interesant, un subiect care are legătură cu ceea ce trăim noi astăzi sau ceea ce credem că trăim. În fine, vom vedea la sfârșitul acestei emisiuni, pentru că e o emisiune de analiză cu doi oameni bine informați în domeniu. Practic, două generații de ezoteriști. Aș vrea să vi-l prezint în premieră pe scenaristul Mihai Mănescu. Bună seara, Mihai! Pe lângă faptul că a terminat cu brio Facultatea de Teatru din București, a îndrăznit să meargă mai departe în studiul pasiunii sale din domeniul ezoterismului, mergând către vestul Europei, către Anglia, către Olanda, acolo unde a participat la o înaltă școală de studii ezoterice și unde, în momentul de față, își dă doctoratul, nu, în această, sau mă rog, de fapt, ți-ai dat deja, masteratul, scuză-mă, da. De fapt, doctoratul ai în film, exact. Bun, mai multe despre această școală o să-l rog să ne spună chiar el. Dar să-l prezint pe al doilea invitat al meu, poate cel mai cunoscut cercetător al ezoterismului din România, domnul Gelu Voican Voiculescu. Bună seara! Bună seara! Cred că de data asta am fost mai exact, apropo, că de obicei spuneam marele ezoterism, și tot timpul mă corectați. E o rușine să cercetez ezoterismul sau de fapt despre asta e? Și mi-asum riscul să-l includ și pe dânsul, că va fi în asentimentul meu, că noi nu putem fi calificați de ezoteriști, ci mai degrabă ezoterologi. Adică oameni care studiem ezoterismul din afară, dându-i târcoale. În momentul când am fi ezoteriști, n-am mai vorbi nimic, pentru că tăcerea este una din reguli ale cercurilor inițiatice. Și atunci, practic, ar fi o contradicție în termeni. Doi ezoteriști care vin la televizor să vorbească despre ceea ce nu se poate vorbi. Nu se poate vorbi pe lângă niște rezerve legate de secretul inițiatic, dar și pentru că, de la o anumită limită, secretul inițiatic este secret fiind inexprimabil. Și atunci, prin acest caracter inexprimabil, el este și obligatoriu, rămâne obligatoriu secret. Deci, să fim mai realiști, suntem niște oameni preocupați de ezoterism, sunteți niște ezoterologi. Extrem de concret. Ați ajuns direct în miezul problemei, dar ați făcut o afirmație în plus. Anume? Aceea referitoare la ezoterologi. Deci, acel logos din final, da,
Da? Te duce către știință. Da, este o știință a ezoterismului. Adică vă considerați, de fapt, niște oameni de știință care cercetează... Din afară. Oameni care cercetează știința ezoterismului. Care cercetează din afară, dau târcoale. Asta presupune studiu, presupune cercetare, presupune foarte mult. Absolut. Și aici, practic, ajungem în această dilemă a omului modern sau a curiosului modern, mai bine zis. Curiosul modern care... Zice, domnule, vreau să experimentez. Din prima. Da? Nu mă interesează de emisiunile voastre, de cărțile și așa mai departe, ci vreau să mă duc direct să experimentez, să văd și eu cum e, că dar până nu experimentez, nu știi nimic. Pe primul rând ar trebui să înceapă prin a studia. Da, idee care se regăsește și în scrierile unor mari inițiați, dar se regăsește undeva pe la jumatea cărții. Deci nu se găsește la primele pagini. Nu știu, greșesc, Mihai, sau cum? Că tu, practic, te rog și după aceea să precizezi și ce este acea școală teribilă pe care ai făcut-o. Păi, sigur că în momentul în care vorbim de experiență, de experiență inițiatică, într-adevăr vorbim despre a trăi lucrul ăla. Dar cum poți să trăiești ceva ce nu știi că trăiești? Adică dacă nu ai nici cea mai mică informație despre un anumit lucru, e greu de crezut că o să-l trăiești și o să zici gata, am fost inițiat în, nu știu, în orice fel de domeniu din istoria ezoterismului. Și când spun istoria ezoterismului, mă duc un pic spre școala, spre Universitatea din Exeter, sud-vestul Marii Britanii, una din universitățile importante din Marea Britanie. Acolo s-a dezvoltat un proiect destul de rar întâlnit în Europa, mai ales. Sigur că în America există programe mult mai dezvoltate pe zona asta, dar în Europa s-a dezvoltat acest program de istoria ezoterismului occidental. Un program pe care îl întâlnim la Exeter, cum spuneam, la Universitatea din Amsterdam și la Sorbona. Practic sunt trei oameni care au pus bazele a ceea ce înseamnă această disciplină, pentru că este practic momentul în care anumiți istorici au luat tot ceea ce era, haide să-i spunem un pic, renegat de istoria religiilor, le-au pus sub o formă academică, istorică și le-au dus în lumea universitară. Iar acești oameni sunt Antoine Fevre, care a fost tradus și la noi în țară prin căi de acces către ezoterismul occidental. Este profesorul meu, care din păcate nu mai este printre noi, Nicholas Goodrich Clark, care a fondat acest departament din Exeter, și în Amsterdam, la Universitatea von Amsterdam, Wouter J. Hanegraaff, un important istoric care a realizat primul dicționar al istoriei ezoterismului occidental. Deci, practic, în această culegere se regăsesc absolut toate conceptele, toate personalitățile, toate informațiile de care cineva ar putea să aibă nevoie. Ce fac ei acolo... O carte care n-a apărut la noi încă. Nu, din păcate, n-a apărut. Nu știu, ar fi o muncă titanică să traduci acea carte, fiind efectiv un dicționar. Sunt convins că la un moment dat cineva se va îndura să facă și această muncă sisifică. Mai ales din olandeză. Există și varianta în engleză. Asta este lucru cel mai bun, pentru că ea este o culegere din care mai mulți istorici au venit și au contribuit la acest document. Ei bine, că vorbeam de trăirea inițierii și ce se întâmplă la această școală. La această școală se merge pe studiu istoric. Deci noi suntem, ca discipoli acestor profesori, suntem învățați să ținem o oarecare distanță de subiectivism, oricât de ciudat ar părea lucrul ăsta când vorbim despre alchimie, cabală, gnosticism și alte lucruri de genul ăsta, în sensul că trebuie privite efectiv obiectiv. Pe surse, acolo se pune foarte mult accentul pe sursele principale, scrise, scrierile respectivilor autori, chit că vorbim de antichitate, chit că vorbim de epoca modernă, precum și de studiile secundare, sursele secundare, care sunt scrise de oameni care au preluat aceste surse și au folosit diferite tehnici. El se definește ca disciplină academică prin cele 6 caracteristici pe care Antoine Fevre le-a propus în cartea sa, cu care sigur putem fi de acord sau nu. Vorbește despre corespondențe, despre transmutație, vorbește despre... Haideți să-i spunem imaginație sau meditații, vorbește despre transmisie și aici implicit și despre tradiție și despre natura vie.
Adică întâlnim naturfilosofiu din mai ales doctrinele germane, religiile germane și nu numai alchimie, Paracelsus și așa mai departe. Deci cumva sunt niște rigori pe care ei le impun când studiază, din punct de vedere istoric, ezoterismul. Dar rămâne o abordare profană. Rămâne cu siguranță o abordare profană, pentru că așa cum spunea și dumneavoastră, dacă s-ar fi spus lucrurile de dinăuntru, nu s-ar mai fi putut spune ceva. Bun, de dar asta. Este greu de crezut că această abordare, chiar dacă este, să spunem, descrisă către exterior ca fiind profană, ea nu e făcută de inițiații. Nu, nu e făcută de inițiații. Mi-e greu să cred. E greu, dar asta e realitatea. E făcută de istorici. Inițiații, e adevărat, însă... inițiații nu se pretează la acest lucru. Dar asta nu diminuează valoarea demersului. De acord, dar mi-e greu să cred că te afli lângă prăjitură, cum s-ar spune. Inițiații nu se țin de asemenea lucruri. Este un lucru categoric. Pe ei nu interesează aspectul ăsta de vulgarizare. Dar atunci noi trebuie să distingem două aspecte. Ezoterismul ca atare e o învățătură rezervată unui grup sau în cadrul unei școli pentru niște discipoli selecționați după anumite criterii. Deci nu este un lucru pentru toată lumea. Este numai pentru niște cercuri restrânse. Asta din punct de vedere al corpusului doctrinal, că e vorba de o doctrină metafizică. Pe de altă parte, în cadrul acestor grupuri, organizații, școli, cum vrem să le numim, din punct de vedere activ, se impune de la început inițierea. Inițierea este o acțiune concretă cu care se intră în acest domeniu. Și inițierea presupune neapărat transmiterea de către o persoană autorizată într-un cadru organizat a unei influențe spirituale. Și de aici încolo, definiți un pic această influență. Ea este de un ordin suprauman, extern. Putem găsi o sinonimie cu învățătură? Nu. O putem găsi o analogie cu ceea ce se întâmplă la hirotonirea unui preot. Aici ne aflăm în domeniul exoteric, dar hirotonirea unui preot de către episcop prin punerea mâinilor are valoarea unei transmisii în cazul ăsta creștin al influenței spirituale a Sfântului Duh. Având un caracter Sfântul ezoteric. Duh, nu. Ea se transmite prin această practică a punerii mâinilor și ne înscriem într-un lanț neîntrerupt de punerea mâinilor asupra fiecăruia de andaratele până la momentul rusalilor al cincizecimii, când la 50 de zile de la învierea lui Iisus Hristos asupra apostolilor s-au pogorât limbile de foc ale Sfântului Duh. Același Sfânt Duh care se manifestă și cu ocazia botezului. Și este botezul prin apă și botezul prin foc. Fapt este, și așa o știm din doctrina creștină, că acești apostoli, după ce au primit această investitură, au suferit o mutație radicală, au dobândit darul limbilor, au devenit oameni curajoși și dedicați misiunii propovăduirii creștinismului, toți sfârșind cu moarte de martir. Deci nu le-a păsat și n-au ezitat în fața morții. Se știe tot din faptele apostolilor că până atunci apostolii, ca orice oameni, au fost lași. Sfântul Petru, de exemplu, l-a renegat pe Iisus de 3 ori, s-au lepădat de Iisus, au fugit, s-au ascuns, pentru că nu doreau să-și asume riscurile prea mari. Dar nu cumva să faci o apropiere un pic amare între această inițiere de care vorbiți și revelație?
Revelația este cu totul altceva. Oare? Că așa cum o descrieți... Sigur că da. Revelația este o împărtășire de către Dumnezeu direct omului. Este cu totul altceva. Adică au fost revelate anumite texte. De exemplu, Coranul a fost suflat la urechea Sfântului, profetului Muhammad, de către arhanghelul Gabriel, Jabrail. Jibrail. E bine, acest om a memorat tot textul acesta și l-a transmis mai departe. Da. Problema este următoarea. Hai să ne gândim la transformarea radicală. Toți cunoscătorii de limbă arabă acceptă că nici măcar un institut de 200 și ceva de poeți și de filologi n-ar fi fost capabil să redacteze un text atât de armonios până la armonie muzicală precum este Coranul. Deci, el e clar de origine... E vorba de René Guénon aici, de influența sufistă. Nu. E de origine neomenească. E clar de origine neomenească și de aceea el este și atât de respectat că nu se traduce decât foarte greu și, mă rog, a fost tipărit foarte târziu. Pentru că domeniile astea contează foarte mult transmisia orală. Viața lui Mohamed se schimbă. Viața lui Swedenborg se schimbă în urma tot a unui vis. Da? A unui vis în care el susține că se întâlnește Acestea cu Dumnezeu. Astea sunt revelații. Sunt revelații, dar este tot o schimbare, practic. Este o inițiere a lui Swedenborg. Cum se face? Nu știu. Nu se vorbește de inițierea lui Swedenborg. Păi, inițierea în vis și autoinițierea sunt niște aberații. Sunt niște imposibilități. Vorbeam mai înainte de Jung. Da? Nu se poate vorbi de inițiere decât prin cadrul unei transmisii autorizate, adică într-o organizație inițiatică, un membru are calitatea cu toate acestea, Guénon, pe care dumneavoastră atât îl iubiți, spune că nu poate exista inițiere alta decât cea cu sorginte divină sau de sorginte divină. Altă inițiere nu poate exista și atunci. Influența spirituală care se transmite... Deci dacă divinul intervine, de ce îi și spuneți dumneavoastră că trebuie să intervină după o anumită procedură? Adică nu mai e divin în condiția în care el nu e lăsat să intervină când vrea. Dacă el a dorit să intervină în cazul Swedenborg, să intre în visul lui Swedenborg, să-l transforme și să creeze de aici un lanț întreg de inițiați care poartă numele unui sistem inițiatic. Nu, Swedenborg nu a făcut un sistem inițiatic. Mă rog, există un rit masonic, există un rit masonic swedenborgian care e cu totul altceva. Și ne intrăm în domeniul masoneriei, acolo este o inițiere meșteșugărească și în breslele de meșteșugari, printre care erau și cele de zidar liber sau cioplitor de piatră, există o transmisie a unei influențe spirituale din vremuri imemoriale, așa cum există o transmisie în alte forme de inițiere. Deci fiecare formă de inițiere are modalitatea ei de transmisie a unui ceva pe care îl numim generic influență spirituală și prin asta sigur că este de natură divină din moment ce spiritul, inclusiv al nostru, cutimea aceea care inclusiv o conține noi în componența noastră, este tot de origine divină. Noi suntem teomorfi, adică după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și avem în compunerea noastră o cutime de divinitate, de dumnezeire, care se cheamă spiritul nostru sau duhul. Restul suntem compuși din psihic și trup. Asta e cu totul altceva. Dar noi vorbim de câteva minute de inițieri. Haideți un pic să facem, să definim această inițiere, practic. Păi v-am definit-o. Din punct de vedere scolastic, să înțeleagă lumea ce înseamnă ezoterism, inițierea este intrarea, acceptarea a unui candidat care a dovedit o serie de aptitudini și a făcut o pregătire sub formă de studiu care a fost considerată că este suficientă și prezintă o anumită aptitudine
și în cadrul acela organizat, cineva îi transmite această influență spirituală. Asta are valoarea cu unei semințe care se aruncă în întunecimea haosului său interior. Okay. Și acolo, prin travaliul pe care îl face, că e vorba numai de o inițiere virtuală, această sămânță germinează și în final crește o nouă plantă. De aici și termenul de neofit. Neofiții sunt, deci înseamnă plantă nouă. Asta este o analogie vegetală. Și asta înseamnă inițierea efectivă. Pentru că, spre deosebire de învățământul în școli obișnuite, învățământul inițiatic presupune o mutație în sensul dobândirii unui alt fel de a fi. Și cel care a trăit această inițiere devine altcineva. El suferă o mutație și lucrul ăsta îl deosebește de simpla practicarea unei forme de învățământ cu grade, cu examene, cu stadii și toate ce știm noi în domeniul profan. Pentru că abstracția nu e suficientă și gândirea dianoetică nu este suficientă, bazată pe limbaj, pe o formă mijlocită, învățământul inițiatic uzează de simboluri. Ok, și stați un pic. Până să simbolurile ajungem, se pun în mișcare deci, prin rituri. Stați un riturile... până să ajungem acolo, hai să nu facem atâția pași. Bun. Aș dori și o definiție pe care tu ai învățat-o la școlile occidentale. Cum este privită acolo inițierea? Ce înseamnă ezoterismul? Păi, în primul rând, vorbeați de Swedenborg și vorbeați de Swedenborg că el a primit, hai să spunem, inițierea lui sau revelația într-un vis. E oarecum corectă afirmația, însă Swedenborg, el, viața lui, el a fost fiu de preot, fiu de pastor. Un mistic, un simplu mistic. El a fost un om de știință. N-a avut în prima parte a vieții nicio tangență cu zona ezoterică, cu Biblia. Din potrivă, cu politica. Din potrivă, chiar stătea departe de lucrul ăsta, până când într-o seară, în timp ce călătorea pe barcă, a căzut din pat și s-a trezit în brațele lui Isus. Asta spune el în memoriile sale. După care el este, că vorbim despre inițiere, da, bun, există inițiere, dar pentru anumiți oameni, fiindcă au fost inițiați sau au primit această revelație, această gnoză, dacă pot să-i spun așa, ce au făcut ei cu lucrul ăsta? Eu cred că aici este un lucru extrem de important, pentru că, de exemplu, Swedenborg este primul om din istoria, haideți să spunem, istoria religiilor, care interpretează scriptura în urma conversațiilor pe care le are cu ființele supranaturale, cu îngerii. Și de aici apar celebrele lui cărți, Arcana Celestia și Raiul și Iadul, în care culmea, deși aparent ar putea fi o întreagă mitologie ascunsă în zona asta, el nu folosește absolut deloc mitologia. El propune exact aceasta, spune, are această afirmație în care spune că tu ești ceea ce iubești și atunci Raiul și Iadul sunt de fapt manifestări ale propriei tale ființe. Deci, cumva, el interpretează Biblia în cheia dată de aceste, haideți să le spunem, personaje supranaturale. Ca să revin la întrebarea noastră referitoare la cum e privită inițierea, sigur că există două tabere. Există cei care efectiv o trăiesc, care se duc și frecventează tot felul de cercuri, vor să experimenteze tot felul de lucruri, de la droguri sau altfel de experiențe de genul acesta, care cred ei că ar putea să-i ducă în anumite sfere, în anumite zone. Degradate, nici asta, exact. Păi aici vreau să ajung. În ce măsură putem vorbi despre inițierea unui om în această lume dezvrăjită în care trăim astăzi? Cum mai poți să faci o inițiere într-o lume care nu mai crede în sacru, așa cum spune Eliade? Nu toată lumea nu mai crede în sacru și nu toată lumea se inițiază. Corect, dar foarte multă lume confundă inițierea cu cunoașterea. Cred că trebuie definite aceste două elemente. Cunoașterea este exact
lucrul ăsta, să studiezi, și asta fac ei acolo în școlile occidentale, te îndeamnă pe calea potrivită. Adică îți dau sursele, îți dau cheile, îți dau indiciile de care ai nevoie să nu te rătăcești în această lume absolut complexă. Ezoterismul e o lume enormă. E o lume plină de informații. Trăim în epoca internetului în care toată lumea își exprimă o părere, preia tot felul de informații de pe bloguri, reviste sau mai știu eu ce personaje care afirmă că sunt inițiați și de fapt sunt niște impostori, cum întâlnim de-a lungul istoriei ezoterismului. Exact. Sau oricum, niște pseudo-inițiați. Pseudo-inițiați. Și există această zonă a cunoașterii pe care ți-o dau niște oameni care și ei la rândul lor au învățat-o de la anumiți mentori pe care i-au avut. Și practic ți se dă acea cale corectă de a cunoaște. Odată ce cunoști, cred că după aia putem vorbi de inițiere, odată ce parcurgi o cale, odată ce o zonă ți se apropie de suflet. Poate cum putem vorbi despre unii care sunt pasionați de zona orientală, budism, hinduism și așa mai departe. Alții sunt creștini și studiază creștinismul, misticismul creștin și așa mai departe. Alții pot fi pasionați de magie. Alții pot fi pasionați de, știu eu, rozicrucianism sau masonerie. Fiecare are opțiunea lui, dar cred că inițierea și, de fapt, cele două se reunesc în călătorie. Este de fapt acea călătorie către găsirea adevărului. Iar da, adevărul... numai că unii călătoresc în interior, alții călătoresc în exterior. Corect. Și aici da, o mare dar inițierea este un proces prin care primești ceva de la cineva. Dacă nu se întâmplă acest lucru, nu vorbim de inițiere. Odată ce spunea dânsul cu studiu, e foarte adevărat, dar textele rămase nu sunt decât un suport. Ele nu sunt suficiente ca să, prin asimilându-le, să zici că te inițiezi. Sigur că în mod absolut greșit se scrie inițiere în dactilografie, de exemplu. Manual de dactilografie scrie inițiere în metoda nu știu care. Nu este o inițiere. Inițierea presupune îndrumarea cuiva, presupune o interacțiune între maestru și învățăcel și acea transmisie inițială pe care, după care, această relație dintre învățător și învățăcel, între maestru și discipol, duce la o creștere lăuntrică tocmai pe baza acelui impuls inițial care l-a primit la intrare. Și atunci, la un moment dat, se produce acea mutație de care vorbeam. Un exemplu de inițiere poate fi procesul lui Socrate și moartea sa. Se pare că, și se interpretează, Socrate a divulgat în agora tinerilor niște secrete inițiatice pe care nu trebuia să le facă publice. Și atunci el și-a asumat condamnarea și s-a otrăvit cu liber consimțit pentru că a recunoscut greșeala asta care a făcut-o, încălcând anumite angajamente pe care le-a avut. Deci el era posibil membru unor organizații închise față de care a greșit. Sincer, mie îmi plăcea mai mult prima legendă. În al doilea rând, criticului care nu cunoaște teamă avem și moare cazul pentru asta. Lui Aristotel. Aristotel avea două rânduri de elevi. Unii elevi obișnuiți cu care făcea cursuri și un cerc mai restrâns în care era vorba de inițiere. Și produsul cel mai elevat al lui Aristotel, opera sa fundamentală, este persoana lui Alexandru cel Mare. Și există, Aulus Gellius menționează o scrisoare considerată apocrifă, dar, mă rog, aici totdeauna e discutabil, în care Alexandru îi scrie lui Aristotel și îi spune că de ce a scris și a răspândit
învățătura acroatică, pentru că ăsta e un alt termen echivalent cu ezoteric. Aristotel vorbește de exotericoi logoi și acroaticoi logoi. Acroatic este de, unde vine acroatic? De la a asculta. Se referă la lucruri care se aud, care se adresează unui auditor restrâns și care se preiau prin ascultare. Acum, ascultarea înseamnă și că asculți cu urechea, dar și că te supui unei autorități didactice. Și Aristotel îi răspunde, și asta e scrisoarea care se păstrează, că chiar dacă a făcut publice învățăturile acroatice, nu este niciun risc, pentru că nimeni nu le va înțelege și numai ei, cei inițiați, pot avea acces la sensul lor. În rest, oamenii de rând, profanii, nu vor avea acces la ce a avut acces el, Alexandru. Și asta aduce în discuție tema nivelelor de lectură. Există diferite niveluri de lectură și fiecare accede la înțelegerea unui text în funcție de capacitatea sa și de pregătirea sa. Și cel puțin o paranteză. Exemplul ăsta cu lectura Aristotel asta, și Alexandru asta, e semnificativ. Lectura asta, evident, se referă nu numai la texte, nu numai la cele scrise sau văzute. Cele scrise se sunt un suport. Și la cele, se poate referi și la cele simțite chiar. Este un proces de învățare care e rezervat și nu e accesibil din afară. Acolo se întâmplă înăuntru, în școala respectivă. Mai am o întrebare. Ce părere aveți despre acea și, idee că dacă învățăm? Apropo celul, de asta, e vorba de utilizarea simbolurilor și de o gândire analogică, diferită de gândirea noastră obișnuită, da. Și care merge pe legea corespondențelor. Și de rituri. Rituri care sunt niște practici prin care simbolurile se pun în mișcare. Așa cum în Orient avem concentrarea pe o mandală. Sau utilizarea mantrelor, care se dau în funcție și se diferențiază pe fiecare individ. Și individul care a primit o anumită mantră o exersează și trăiește o anumită dezvoltare. Sunt procese lăuntrice care nu pot fi expuse printr-o abordare exterioară și cu atât mai mult într-o emisiune de televiziune. Aici e vorba de abordare exterioară și interioară. Hai să definim un pic această idee de ezoterism, de exoterism și de ideea de mezoterism, cu care cred că avem mult de a face. Dar haideți să-l ascultăm un pic și pe reprezentantul școlii europene. La e mult spus mult reprezentantul spus. Școlii europene, un, să păstrăm proporțiile. Un elev sârguincios al școlii europene. Mă consider încă, având în vedere corect, vastitatea subiectului, niște elevi, de bineînțeles. Ceea ce privește ezoterismul, vorbim de ceea ce se află înăuntru. Tradiția ezoterică. Cercul interior. Cercul interior al tău, al ezoterul al omului. E mai înăuntru. Mai înăuntru. Mm-hmm. Exoterismul este în afară. La mezoterism o să-l las pe domnul Voica Voiculescu, că el știe mult mai bine și mult mai avizat decât mine să vorbească despre acest concept. Dar între cele două, problema este confuzia. De foarte multe ori se face confuzia între ezoterism și exoterism. În sensul că de multe ori oamenii nu mai știu să discearnă acest lucru. Adică unii spun că fac meditații, de exemplu. Fac meditații, dar meditația se produce tot la un nivel superficial. Neavând această, haideți să-i spunem, corespondență și această conversație, ca să nu-i zic inițiere, cu un maestru, cu un mentor care să-ți poată da calea corectă către a face o meditație corectă, bineînțeles că trăgându-ți informațiile din tot felul de surse, nu ai cum să ajungi la
punctul în care să simți sau să produci acel efect pe care o meditație ți-l poate produce. Dar aici și în istorie îl întâlnim pe Eliade, care, cu care foarte multă lume e familiarizat. Eliade mereu, sunt de părere că a căutat mereu să simtă, să trăiască. El avea informația, dar era avid să experimenteze, să înțeleagă ceea ce citea sau ceea ce studia. De-aia și călătoria în India, de-aia și mereu neastâmpărul lui, ca dacă pot să-i spun așa, în a căuta în diverse zone ale istoriei religiilor. O, da, bineînțeles. Asta îl definește și asta e frumusețea operelui, căutarea perpetuă. Exoterismul, așa cum arată și prefixul exo, se referă la aspectul exterior, care în general ia forma religioasă. Raportul exoterism este unul complementar. Ezoterismul fiind nucleul interior al exoterismului. Aici este, dacă vreți, analogia coajei unui fruct și miezului unui fruct. Mi se pare că sunt în alt plan, totuși. N-aș face comparație. Ei, asta, întotdeauna, exoterismul îmbracă un ezoterism. Și mai mult, se spune că ca să ai acces la ezoterismul formei tradiționale căruia îi aparții, trebuie să treci și să fii un bun practicant al exoterismului formei respective. Adică nu pot să... De exemplu, o rugăciune profundă. Nu poți să sari o rugăciune profundă direct în ezoterism. Vi se pare... Un ateu nu poate să se apuce niciodată de ezoterism. Repet, o rugăciune profundă. Vi se pare ceva exoteric sau... Da, da. Totuși ține de practicile, forul meu interior. Ține de practicile religioase. Și în domeniul ăsta distingem aspectul dogmatic, care e teoretic, dar indiscutabil, și care se ia ca atare, semnificațiile putând fi pătrunse abia în zona ezotericului, a ezoterismului, este aspectul moral al religiilor și aspectul cultual, care ține de practica cultului respectiv. De foarte multe ori, în anumite forme tradiționale și, de exemplu, în cadrul creștinismului, aspectul ezoteric s-a rezorbit din ce în ce mai mult, devenind aproape inaccesibil și câteodată lăsând impresia chiar că este absent. În cadrul creștinismului occidental, căruia îi spunem și catolicism, dar îi se spune catolicism de-abia de pe la 1500 și ceva, pentru că și ortodoxia e catolică, dar ca să nu se confunde, spune sobornicească. Ba nu, universal este și una și alta, sunt universale, dar în timp ce catolicismul ce a zis catolicos, da. Ca să nu, noi spunem sobornosti, sobornicească. Biserica noastră este apostolică, sobornicească. La fel, noi suntem ortodoxi, adică dreaptă credință, dar și catolicismul reprezintă o ortodoxie în sensul de dreaptă credință. Dar ca să nu se facă confuzii, mă rog, ei sunt catolici, noi ortodoxi. La ei, aproape că aspectul ăsta inițiatic și ezoteric a devenit foarte, foarte restrâns, indescifrabil și putem vorbi chiar că este o religie defectivă de ezoterism. Doar ezoterismul ăsta practicat în forme colective, respectiv companionaj și masonerie, adică în brestele meșteșugărești, este singura formă de ezoterism și de inițiere care s-a perpetuat până în zilele noastre. Companioneajul, perzându-se la un moment dat, a fost un fel de revoltă a calfelor împotriva maestrilor și a dispărut odată și cu dispariția ghildelor, a brestlelor, meșteșugărești. Mai avem totuși templarismul, mai avem rozicrucianismul. Rozicrucianismul este o altă chestiune și e destul de discutabil. Roza Cruce reprezintă un anumit... Roza Cruce reprezintă... Tot o teorie lui Guénon spusă prin ani, după război, când spunea
că practic toate sistemele noastre inițiatice din Europa de Vest s-au pervertit, mai puțin masoneria. Chiar Nu că s-au pervertit, au dispărut. Nu, s-au pervertit. Asta este exprimarea lui Guénon. Și rozicrucianismul, pe de altă parte, el are două faze, are două etape. Este rozicrucianismul timpuriu, cel din secolul XVI, care este considerat frăția invizibilă. Care pornește de la un fals, atenție. Apropo de secolul XVI, la 1600 e o farsă a lui Johann Valentin Andree. Deci, și toată școala din Tübingen. O farsă recunoscută, dar memoriile lui au fost publicate abia la 1700 și ceva, în începutul secolului XVIII. Însă, se pare că trebuie să facem distinția între Roza Cruce ca atare și rozicrucianism, care este doar o denaturare și cultivarea unui unui pseudodoctrine, fiind plăzmuită la început de acest student din Tübingen. Însă Roza Cruce se pare că a fost un anumit grad, un anumit stadiu prin care se ajungea în inițiere, care nu era comparabil cu stadiul sufi, care e stadiul ultim de identitate supremă, ci reprezintă doar stadiul de realizare a omului primordial. Deci se realizează individualitatea umană în deplinătatea ei. Simbolurile, deci asta e simbolurile actuale ale feminității, atât trandafirul cât și crucea pusă sub cerc, sub floare, să zicem, înseamnă tot femeie. Corect, dar rozicrucianismul inițial, pentru că de asta spuneam că sunt două etape, este cel inițial în care, într-adevăr, nu știu dacă le-aș spune falsuri, e mult spus cât ar fi niște, haide să le spunem, niște alegorii, pentru că avem manuscrisele. Nu, el le-a recunoscut ca falsuri. Acele corect. Două manifeste corect. Sunt niște glume studențești. Corect, care s-au au cauzat de... o grămadă de... marile sisteme inițiatice, de fapt. Dar păi aici ajungem la iluminism. Păi aici ajungem la iluminism. Roza Cruce ajunge un grad în masoneria, în gradele superioare. Da. Când ajungem la Golden Rosenkreuz, care deja discutăm de iluminism, vorbim de opoziția dintre Golden Rosenkreuz și Illuminati, atenție, Illuminati ca ordin inițiatic, nu, niciun caz nu ce se vehiculează astăzi. Adică cei din Bavaria. Mă refer la cei formați de Adam Weishaupt. Da, din care, Bavaria. Illuminati care susțin principiile iluminismului. Hai să zicem pe românește, cum ai în culția aia de americani, spun Illuminati, deși în englezește există termenul enlightenment. Enlightenmentul este, dar ei tot Illuminati se numesc și ei susțin și promovează principiile iluminismului, știință, rațiune. Golden Rosenkreuz vorbește exact de acea tradiție primordială. Culmea, în opoziție cu primele forme ale rozicrucianismului, care promovează chiar și apocalipsa, că și pe vremea aia se scria despre apocalipsă, care despre... e legată de protestantism, sigur că da. Anti... e o chestie pur politică, ca și Golden Rosenkreuz-ul. Ca și Golden Rosenkreuz-ul, unde, sigur, vedem inițierea împăratului în rândurile Golden Rosenkreuz-ului și, de fapt, totul se transformă într-o luptă politică. Dar principiile, el a existat, cum spuneam, a existat ca grad paramasonic, ca și Illuminati, dar formele inițiale de rozicrucianism vorbesc exact de ceea ce spuneau și gnosticii. Să transmitem înțelepciunea prin povești. Pentru că aici vreau să stănesc o discuție, că vorbim de ezoterism și exoterism. Bun, dar nu cumva oare asta are legătură cu călătoria? Foarte mulți dintre noi, bun, sigur, țelul uman este să aflăm cine suntem, de ce suntem. Inițiații și unii... spuneau nobil călător. Exact. Un impostor ca... precum Cagliostro, se intitula un nobil călător. Călătorim înăuntru sau călătorim în afară? Sau, de fapt, poate nici nu știm care, de fapt, e elixirul pe care îl căutăm. Și atunci bâșbâim așa în întuneric, încercând să găsim nici firicele. Și s-ar putea ca pe parcurs să apară o altă tentație. Eu mi-am notat aici un titlu al unei conferințe pe care am făcut-o mai de mult și ați fost și dumneavoastră, istoria inițierii, o istorie a căutării lui Dumnezeu, dar între căutării și lui Dumnezeu apărea o paranteză, puterii. Deci se poate titra și o istorie a căutării puterii lui Dumnezeu. Nu, aici e o chestiune mai diferită. Că s-ar putea să existe această tentație și cineva îmi scria la un moment dat pe un blog, pe un forum, că cel mai mare orgoliu este acela al inițiatului. Hai să nu spunem al falsului inițiat. Al inițiatului a ajuns la un dat într-o cumpănă. Da, dar și hai să ne gândim la câteva exemple de inițiați, fără îndoială, și aici o să mă refer și la Aleister Crowley,
să nu mă refer și la Robert Amblin. Nu, astea sunt niște... Amblin este inițiat ca mason, dar Crowley este un agent periculos al contrainițierii, dacă vreți, un satanist ordinar, ce să mai vorbim. Luați și felul în care a sfârșit. Contrainițiere. Și numărul de sinucideri, numărul de sinucideri din preajma lui. De contrainițiere, așa cum și contrainițierea în viziunea lui René Guénon se leagă strict de satanism. Se leagă direct de satanism, mai bine zis. Eu aici am făcut o apropiere a perioadei. Este o maimuțărie a inițierii. Eu cred că e falsă inițiere. Falsa inițierii care nu, inițiere falsa care inițiere e nevinovată. Falsa inițierii e nevinovată. Nu chiar nevinovată, pentru că îi blochează o, niște potențiale canale. Este o impostură. Pe când contrainițierea este o inversare. Da. Toată acțiunea satanică a lui Satana, adversarului, este o maimuțărie a lui Dumnezeu. Deci este o chestiune inversă. Toate riturile satanice inversează. Lumânările se țin cu flacăra în jos și știți toate poveștile astea. Dar sunt povești. Așa cum Lucifer și ipostaza lui de Satana, de adversar, au o realitate efectivă și o acțiune prezentă în lume, nu putem să considerăm că contrainițierea este doar o chestiune așa care ne place nouă să o... Nu, i-am zis de falsă inițiere. Poftiți? Falsă inițiere. Nu, falsa inițiere este o simplă impostură, o simplă închipuire. Pe când aici e vorba de ceva efectiv, și aici dar revin la pe parte inversă. Aici revin la istoric. Pentru că rolul, stați puțin, după, că nu m-ați lăsat. Stați un pic, că e vorba de paradigma asta în care, pe care ei încearcă să o descrie momentul ei de cine? Față. Ei, acești tineri, sau mă rog, această nouă tradiție a unei școli ce încearcă să nu să există taie, tradiția să... nouă, e o contradicție în termeni. Nu. Mă rog, mai tradiția nouă, în adevăratul de... sens al cuvântului. Corect. Greșesc eu când apare această școală, practic, sau această, care această metodă de cercetare de care... Ea aceste... este o metodă, bun, metoda de cercetare e de când s-a inventat istoria, pentru că metodele folosite nu, de... Nu, vorbesc de această școală de ezoterism pe care a urmat-o. Asta tu, este un pas... Este foarte... pasul către lumea academică, de fapt. Exact. Adică când, lumea când universitară a acceptat târziu, după 1970. După, exact. Ei, când deci apare Fevre la Sorbona. Când în sfârșit oficialitatea închistată, academică, raționalistă și puternic limitativă, total profană, nu mai discutăm de aspectul ăsta, respingea în bloc tot ceea ce ținea de domeniul ăsta. E bine, au făcut marea concesie, grație eforturilor lui Antoine Fevre și altora, de a accepta că este o realitate. Desigur, acceptarea lor n-are nicio valoare, pentru că realitatea oricum era. Dar faptul că i-au dat accesul în universități și înființarea unor catedre și au recunoscut-o ca domeniu, este un pas înainte, la fel cum se întâmplă și în Anglia. Acum, nu putem să avem pretenția ca acolo să se profeseze exact în spiritul adevăratului ezoterism. Pentru că ei rămân ceea ce sunt, adică niște universitari limitați și total opaci. Dar e un pas înainte că sub forma istoriei admit că totuși acest domeniu... Nu sunt categoric. Poftiți? Asta vreau să întreb, pentru că... Merită să fiu categoric, pentru că aici nu încap concesii. Dar oare, nu cumva un precursor al școlii ăsteia care există în Occident și care nu poate fi negată este chiar Mircea Eliade? Adică l-am putea numi oare pe Eliade un impostor, având nu, în vedere nu, că el... Nu, dar nu i-am numit pe ei impostori, i-am numit limitați. Limitați. Eliade a pornit cu foarte bune intenții și cum zicea Eugen Ionescu, zice, noi toți ne așteptam să vină din India un guru și a venit un universitar. Eliade s-a înșelat. Asta e o dovadă de responsabilitate. Într-o mare măsură, pentru că ducându-se în India, el n-a înțeles sau a înțeles foarte târziu că nici măcar indienii nu au accesul la ezoterismul hindus. Nu credeți că era un pic cam crud? S-a dus la 20 și ceva de ani. Cred că nu era un de pic asta. Cam crud pentru... În India nu sunt admiși în tagma brahmană, numai brahmanii pot avea acces la doctrina străveche, vedică și așa mai departe. Ceilalți de alte origini, indieni fiind, nu pot să aibă
nu sunt admiși între brahmani. Deci, nu numai că trebuie să fii indian, dar trebuie să fii indian brahman ca să poți să ai acces la învățătura sacră hinduistă. Bine, și atunci el, săracul, a ajuns să fie studentul lui Das Gupta, care era un profesor profan, un intelectual cu studii eventual și în Occident, și care sigur că ăia sunt mai aproape de înțelegerea ceea ce se întâmplă în spațiul acela, cu propria lor tradiție hinduistă, cu cunoașterea sanscritei și așa mai departe, dar asta nu înseamnă că acolo nu a putut pătrunde nimeni și nici astăzi nimeni nu trece de pragul ăsta de a avea. Bine, și totuși relația lui cu Swami și Vananda și cu asta, cum asta tot în zona profană o menține? Absolut, absolut. Eu nu cred. Absolut. De aceea a pretins el că i-a dat și Vananda vreo inițiere. Și pe urmă, trebuie să fim foarte circumspecți cu toți indienii care au venit în Occident și pentru occidentali, care erau niște înapoiați în raport cu ei, orice le propuneau acești oameni era mai mult decât nimic. Iar ați adus un punct foarte, foarte important, și anume acest import de inițiere orientală. Și aici, practic, Din punct de vedere hinduist, nu poate fi vorba de un import de inițiere. Deschidem calea către ezoterismul sfârșitului de secol XIX. Practic, acea deschidere intelectuală și deschidere, cum vreți, a minților, după părerea mea, eu care sunt un fan al secolului XIX, nu știu, mi se pare că a avut cel mai obscur secolul de plumb, cum l-a numit Leon Daudet, fratele lui. N-are decât să-l numească el așa, eu pot să dau N exemple. Dar e secolul marilor devieri neospiritualiste, spiritism, teozofism și ocultism. Evident că pe lângă marea dezvoltare intelectuală și spirituală au apărut și devieri, firesc, nu? În urma unei explozii apar și a unei supernove, apare și viață, apare și, dar apare și moarte. E corect, și tocmai prin aceste devieri, dacă putem numi teozofia în această deviere, antropozofia, dacă le putem numi devieri, eu nu sunt chiar de acord cu afirmația asta. Cum să nu, dacă teozofismul este opera unei șarlatane, Madame Blavatsky. Spiritismul este o denaturare, acel Allan Kardec și așa mai departe, sunt niște oameni de nivel inferior. Iar ocultismul francez, în funcție cu Papus și cu doctorul Ancos, mă rog, își luase, reprezintă niște pseudo doctrine într-o formă extrem de radical. Și totuși, datorită Helenei Blavatsky, se generează întreg ezoterismul care urmează. Adică inclusiv Einstein avea o copie din doctrina secretă pe masă, bun, sigur Hitler și întreaga doctrină ariană. Este o chestiune de curiozitate, de la asta Blavatsky. Nu e un merit. Nu este un merit, însă, inclusiv dacă stăm să ne gândim chiar și pe Brâncuș, la influențat. Acțiunea ei a fost o acțiune profund anticreștină, în primul rând, ca program. Antidogmă, nu neapărat creștină, pentru că ea neagă Vaticanul și neagă dogmele. Ea, de exemplu, este în Isis Anvel, din Isis Revelată, descoperim că ea este o mare nulă, fană. Aia e o maculatură de doi bani. Tot ce cuprinde acolo este un amestec inform de tot felul de fragmente luate de colo și de colo. Ea era o excroacă, asta și probabil și o anormală, dublată, că totdeauna excrocii au și o latură deviată, adică în tabloul clinic. Sunt niște capitole ciudate în viața ei, fără îndoială, dar asta este firesc și marile genii ale omenirii au avut ciudățenii. Dar nu este niciun geniu, este o excroacă de sus până jos. Excroacă și totuși operele ei, chiar și dacă sunt, că asta este o dezbatere care inclusiv faptul în lumea academică există. Faptul că o anumită difuzare reprezintă susținerea unei subversiuni antitradiționale care e foarte activă. Codul Da Vinci, faptul că a cunoscut tirajele astea, să nu credeți că e meritul literal al lui Dan Brown. Correct. Și multe alte chestiuni de astea care formează niște gloriole. Astăzi nu mai dă nimeni doi bani pe asta, la un moment au avut un moment de vârf și pe urmă s-au terminat, pentru că ele au o anumită finalitate foarte clară, antitradițională, o subversiune pe față. Eu mă întreb, însă, de altă parte, orientalismul ați amintit de putere. În ezoterism, cercetarea urmărește
dobândirea puterii de semnificație a cuvintelor. Aici e vorba de a accede la capacitatea, cum să vă spun eu, de a pune în valoare energiile cuvântului. Sunt niște energii cuprinse în... Faptul că un astrolog ca dumneavoastră crede în semnificația, în semnificația semnelor arătate de stele sau de conjuncțiile astea astrale, este sau nu o dovadă de ezoterism? Mai întâi, eu nu sunt un astrolog. E, nu. Nu. În fine. Și semnele acelea sunt niște semne convenționale. Ca dovadă că, da, în, că dumneavoastră în anumit, crezut, într-un anumit spațiu sunt niște semne, la indieni sunt alte semne. Ați crezut într-un moment astral. Poftiți? Ați crezut într-un moment astral. În urma calculelor dumneavoastră a reieșit acea conjuncție extraordinară din decembrie 89. Dar nu sunt în urma calculelor mele. Oricine putea face calculele alea pe baza tabelelor. Dar nu oricine le putea crede. Nu oricine și... le credea. În secolul 20 au fost trei momente de aglomerare. Au fost trei momente de aglomerare și un autor, Michel de Socoad, încă din 47 atrăgea atenția asupra marei doriforii care avea loc în decembrie 89 și o punea cu ascendentul la Moscova. A greșit puțin că trebuia să o pună la București. Nu oricine își lua curajul în spinare și pleca la revoluție. Dacă nu credea. Dacă dumneavoastră credeți că eu am plecat la Revoluție cu gândul la doriforia aceea, pentru că vă spun ceva, aglomerarea a început de prin 86 și strict în 89 nici eu nu mai eu știu credeam că s-a... influența asupra gândirii lui Gelu Voican de atunci. Bun, dar asta stați este un alt subiect. Nu că a avut o influență, a coincis sincronicitatea lui Jung. A coincis cu această aglomerare de planete cu o anumită configurație din tema mea astrală, dar eu n-am fost conștient în momentul acela, nu m-am gândit la doriforie. Atunci pur și simplu am fost în acțiune. După aceea are mi-am amintit... Că asta tot încerc cu sincronicitatea. Deci, acum, dacă vreți să fabulăm și să facem lucruri interesante, aș putea spune că, Doamne, am calculat și am așteptat și când m-am uitat la... Deci a fost o pură întâmplare. O coincidență. Nu, n-a fost întâmplare, dar eu nu am acționat cărebușul de aur, gândindu-mă la momentul respectiv. Revenim după pauză. El explică cu... niște lucruri, revenim dar după nu pauză cu aceste controverse legate de inițieri despre epoca modernă și momente importante din istorie.